până la sfârșitul veacului. Amin. Deci, acest citat, care l-avem și în Sfânta Scriptură, la Matei, capitolul 28, dacă aveți Biblie la voi, foarte bine. Deci, la Matei, capitolul 28. Așa. Și apropiindu-se Iisus, le-a vorbit lor zicând, foarte important și această primă parte, capitolul 28, versetul 18, așa, în Biblie, puteți să vedeți lucrul acesta. Dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Puteți să-mi spuneți așa, vreun întemeietor de religie. Cine dintre întemeietorii de religii au spus vreodată, au avut tupeul să spună, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ? Poate profetul Mahomet? Nu. No. Poate Buddha? Nu. No. Poate Confucius? Nu există. Nu există niciun întemeietor de religii care să spună, deci înainte de înălțare spune, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Deci eu având toată puterea în cer, deci în lumea nevăzută a îngerilor, în ceruri, da? Și pe pământ. Am toată puterea. Toată puterea este în mâna mea. Pentru că sunt Dumnezeu. Drept aceea, pentru că am toată puterea, vă trimit, zice. Spune așa. Drept aceea, mergeți, da? Învățați toate neamurile. Botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. E foarte interesant de analizat aceste cuvinte ale Scripturii, aceste ultime cuvinte ale Evangheliei lui Matei. Pentru că sunt exact ultimele cuvinte ale lui Iisus Hristos înainte de a se înălța la cer. Deci El le spune ca un rezultat, ca un rezumat al întregii sale activități pe pământ de mântuirea omului, că are toată puterea în cer și pe pământ, adică Dumnezeu, la fel ca Tatăl, la fel ca Duhul Sfânt. Și pentru aceea, pentru că are acesta, îi mandatează pe apostoli și urmașii apostolilor, adică pe preoți, îi mandatează ca să meargă în toată lumea. Și ce să facă? Așa, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci să meargă, să-i învețe, să le propovăduiască și să-i boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Adică să-i boteze. Da? Învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă. Și iată, ca și promisiune, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci eu nu mai plec de lângă voi. Eu sunt cu voi. Deci voi dacă faceți aceasta, eu sunt cu voi. De asta este esența bisericii, fraților. Asta e esența bisericii. Esența bisericii este că Hristos e cu noi. E cu noi. Deci faptul că Hristos e cu noi înseamnă biserica. Deci lipsa lui Hristos dintre noi înseamnă lipsa bisericii. Acolo unde oamenii l-au alungat pe Hristos din viața lor, fie prin păcatele lor, fie prin ereziile lor, prin minciunile lor, prin coțiile lor, prin curviile lor, prin răutățile lor, prin tot, Hristos este, nu e acolo cu ei. Hristos e pretutindeni. Dar El nu e acolo ca să lucreze mântuirea lor. Pentru că știți că și Dumnezeu este și în iad. Dumnezeu nu este numai în rai, Dumnezeu nu e numai pe pământ și în ceruri, Dumnezeu este și în iad. E în iad. Dar El în iad nu lucrează mântuirea acelor oameni. De ce? Știți de ce? Foarte simplu. Pentru că aceia nu vor. Înțelegeți că omul trebuie să vrea să se mântuiască, să spună, da, Doamne! Doamne, sunt necredincios. Nu pot să cred în Tine. Nu pot să Te simt. Dar eu vreau să cred în Tine. Vreau să Te simt. Nu pot, dar vreau. Ajută-mă Tu. Viața mea o dau în mâinile Tale. Tu, Doamne, condu-mă în viața aceasta. Tu ești conducătorul, cârmaciu vieții mele. Eu în Tine îmi pun toată nădejdea, speranța, numai în Tine. Tu ești Dumnezeul meu. Ajută-mă. Și Hristos vine și răspunde. Deci, nu este Dumnezeu vrea ca noi să-L cerem. Asta cere Dumnezeu de la noi. Să-L cerem noi, pe să-L căutăm. Când căutăm biserica, când mergem duminică de duminică la biserică și ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, noi îl cerem pe Dumnezeu să vină în viața noastră. Și devenim, Dumnezeu vine în viața noastră. Pentru că în biserică ascultăm Evanghelia. Ați auzit Evanghelia.
ați auzit apostolul citit, ați auzit Evanghelia, ați primit binecuvântarea de la Harul Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Sus avem inimile, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Deci, asta înseamnă că asta nu este ceva omenesc. E ceva dumnezeiesc. Trăim, sunt clipe în care noi trăim o dragoste nebună cu Dumnezeu. Este, liturgia nu e altceva decât o poveste de iubire, o poveste erotică. Asta este liturgia, este o poveste erotică. Efectiv, o poveste de iubire plină de pasiune în Hristos. Nimic altceva. Pentru că acolo este vorba numai despre iubire, despre har, despre jertfă. Vine Hristos, își dă trupul și sângele Lui. Îl primim, ne împărtășim, ne unim, ne facem frați. Pentru că în momentul în care noi ne-am împărtășit, noi devenim frați unii cu alții. Deci noi suntem frați în Hristos, devenim frați de același sânge. Pe asta este extraordinar. Hai să vedem ce spune aici și cum analizează această carte de dogmatică, aceste cuvinte. Și spune așa, în aceste cuvinte finale, Mântuitorul le indică cele trei apostolate sau slujiri sau misiuni pe care trebuie să le facă apostolii și preoții. Ca să vedeți importanța preotului. Vă dați seama că dacă nu există preot, nu există mântuire? Unde te duci să te spovedești dacă n-ai preot? Cum te spovedești? Cui? La copac? La cer? La icoană? Hristos spune clar cui le-a dat puterea ca să ierte păcatele oamenilor. Cum să se poate mântui cineva dacă nu există preot? Păi cum să se mântuiască fără preot? Adică, ca să vă dați seama că prezența, existența preotului este esențială, crucială pentru mântuirea omului. Pentru că preotul este cel, este slujitorul care este trimis de Dumnezeu cu cele trei misiuni. Și uitați-vă, prima, să învețe. Deci prima misiune a preotului, a apostolului, că apostol, preot, episcop, în fond e același lucru. E esența e aceeași, același lucru. Ce face apostolul, fac și eu, face și episcopul. Adică propovăduim Evanghelia lui Hristos. Zice unul, să învețe. Deci primul lucru care trebuie să îl face preot este să învețe. Îi învețe pe ceilalți. Doi, să săvârșească lucrări sfinte, da? Adică să boteze. Deci să boteze, să facă Sfânta Liturghie, să facă tainele Bisericii, să facă sfințirea apei, să facă taina spovedaniei, taina minungei, lucrări sfinte, sunt tainele. Tainele Bisericii. Și trei, să conducă. Deci să învețe, să facă lucrările sfinte ale Bisericii și să conducă, unde spune asta, învățându-i să păzească toate, câte v-am poruncit vouă. Iar cuvintele, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, el a binecuvântat lucrarea pastorală a succesorilor lui pentru toate timpurile până la sfârșitul veacului, până când se va încheia existența pământului acesta trecător. Cuvintele Mântuitorului, luați Duh Sfânt, adeveresc faptul că această autoritate este unită cu darurile speciale ale Duhului Sfânt. Deci, Domnul spune, paște mielușeii mei, către Sfântul Apostol Petru, atunci când s-a lepădat Petru și apoi l-a reprimit în calitatea de apostol când și-a cerut iertare față de Hristos. Apoi spune, paște oile mele. Și a treia oară spune, paște oile mele. Deci, calitatea de a fi preot înseamnă a păstori turma de credincioși, credincioșii bisericii. Deci, rolul preotului este foarte mare. De aceea, vă spun așa ca un banc, spunea cineva, că de ce e iadul negru? Că e plin de preoți. Da. Și la un moment dat era altcineva, s-a dus cineva în iad și l-a văzut pe părintele din parohie, era în iad, în focurile iadului acolo. Și întreabă, zice, părinte, aici te găsesc, eu mă așteptam să fii în rai. A, frate, nu mi-am făcut datoria, m-a pedepsit Dumnezeu, că Dumnezeu pedepsește mult mai mult preotul decât pe credincios. Că preotul răspunde numai de el, răspunde de toată parohia. Dacă greșește un frate în parohie, el răspunde dacă nu l-a tăiat și nu i-a dat canon și nu l-a canonisit și nu l-a... Deci dacă nu lucrează, preoția răspunde.
nu-i așa? Și ce, păi, na, nu m-am ocupat. Și întreabă, zice, da, episcopul. Unde e episcopul? Că erai, nu? Nu, zice, stau pe umerii lui. Adică e un lans. Deci episcopul nu se mai vedea. Deci episcopul cu atât mai mare răspundere. Și pentru că era nepăsător. Gândiți-vă ce răspundere are episcopul, care are, nu are numai o parohie. Are 50 de parohii. Da? 60, 70 de parohii. Preotul are o parohie, răspunde de ea. Dar episcopul răspunde. Deci cu atât mai mult răspunderea e triplă. De aceea, într-o icoană foarte bine gândită, din, de fapt o pictură murală, o pictură pe pereți, de la Patriarhia Română, exact la intrare, arată gura iadului. Și arată gura iadului ca un monstru, așa, în care curge un râu de foc. Și în râul ăla de foc arată schiet, târharul de la stânga, Iuda, cutare, criminali, mincinoșii, criminalii, hoții, cei care au ținut minte rău, care n-au iertat, ereticii, nu știu ce. Și la un moment dat sunt unii cu mitră și scrie episcopii, patriarhii, călugării. Deci, și arată acolo exact cum sunt în focul iadului, cu mitra în cap, îmbrăcați în veșminte, ca să-și aducă aminte episcopul. Că i s-a dat, exact când intră în biserică, se uită pe perete și vede, aoleu. Adică să știe că nu, sfârșitul vieții va veni judecata. Asta este doar puțin. Dacă nu ți-ai luat în serios lucrarea, apoi îți dai seama că răspunderea e atât de mare că Dumnezeu îți va cere sângele celor care tu i-ai pierdut. Dacă tu nu ți-ai făcut, azi când ne gândim și ne smintim, pentru că vedem, domne, dar în toată România asta nu-i, domne, niciun episcop. Nu-i un episcop, un episcop. Ca să spună, să spună credincioșilor, fraților, la Creta ăștia ne-au trădat. Ne-au trădat, au trădat credința. Noi am semnat ca tâmpiți acolo. Am fost idioți, am fost tâmpiți. Uite, mă îmbrac în sac și în cenușă și scuipați toți pe mine ca să mă mântuiesc. Că am greșit. Eu, ceilalți frații mei, treaba lor. Frații din Sinod. Patriarhul, treaba lor. Dar eu personal fac lucrul ăsta. Un episcop, un episcop să spună lucrul ăsta public. După Creta. Unul singur din Sinod. Niciunul. Păi da, dar gândiți-vă că fiecare își va lua plata lui. Adică faptul că nimeni nu are conștiință nu înseamnă că ei nu vor fi pedepsiți. Vor fi pedepsiți în iad dacă ei până la sfârșitul vieții lor nu mărturisesc împotriva minciunii sinodului din Creta, nu se leapădă de toate nebuniile lor. Sunt drepte lucrurile, să spună, măcar atât, măcar să mărturisească. Atâta li se cere. Să mărturisească că sunt împotriva ecumenismului, împotriva sinodului din Creta. Atâta li se cere. Ei vor merge în iad. N-au altă șansă. Adică, vă dați seama ce greutate, adică numai să spună unul mie, să fiu eu episcop și să-mi spună unul mie. Părinte, o să te duci în iad dacă nu, deodată nu te cutremur puțin așa? Ei nu se cutremură, dar asta nu înseamnă că nu va veni judecata lui Dumnezeu și când va veni judecata lui Dumnezeu prin faptul că ei n-au făcut nimica pentru apărarea dreptei credințe, cu adevărat, și au fost lași și nu au mărturisit, își vor primi pedeapsa. E treaba lor. Dumnezeu îi va judeca pe ei pentru asta. Deci asta ca să vedem cât de grea e răspunderea preotului față de un credincios care are treabă cu familia lui, cu copiii, dar cel, fiecare credincios răspunde de familia lui, nu? Răspunde de viața lui, de familia lui, de copiii lui, de să învețe ortodox, să fie alături de ei, să aducă mâncare în casă, să-și mențină familia, nu? Dar și de cei cu care intră în contact. Dar și de cei cu care intră în contact, de toți cu care intră în contact, de care trebuie să ai foarte de grijă și să mărturisească și la rândul lor. Dar cu atât mai mult preotul și cu atât mai mult episcopul. Adică au venit mai jos, nu au venit sus. Da, uitați ce spune aici. Păstoriți turma lui Dumnezeu. Deci clar. Deci s-a dat o chestiune foarte clară. Dar pentru a păstori turma lui Dumnezeu, trebuie ca și turma lui Dumnezeu să respecte pe cel care păstorește. Să respecte, să asculte. Că nu poate să păstorească păstorul dacă oile nu ascultă. Și sunt atunci oile se pierd. Și nu mai e vinovat păstorul. Deci se întâmplă și fenomenul invers. Așa. Este o mare, mare răspundere. Apostolii
au făcut mereu referire la ideea instituirii dumnezeiești a tainei acestei preoției. Apostolul Matia a fost adăugat în ceata apostolilor printr-o rânduială specială în locul lui Iuda care căzuse. Vedem la Fapte capitolul 1. La Fapte capitolul 1 știți că Iuda, unul din cei 12, a căzut. S-a spânzurat, nu mai era apostol, l-a vândut pe Hristos, s-a spânzurat, a căzut în deznădejde, a făcut păcatul sinuciderii și și-a pierdut mântuirea, da? A trebuit să fie ales alt apostol. Și dacă mergem la Faptele Apostolilor, la Faptele Apostolilor, capitolul 1, așa, că începând de la versetele 22 citesc, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat de la noi, să fie împreună cu noi martor al învierii lui. Și au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, la versetul 23, da? Și zis și Iustus și pe Matia. Și rugându-se au zis: Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care din aceștia doi l-ai ales. Ca să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care Iuda a căzut, ca să meargă în locul lui. Și au tras la sort și sortul a căzut pe Matia și s-a socotit împreună cu cei 11 apostoli. Deci, iată, au tras la sorți cine să fie apostol. Da, al 12-lea apostol. Așa. Să fie doi, unul căzuse din treapta aceasta, au zis să fie, dacă unul a căzut, trebuie cineva să ia locul. Să-l înlocuiască. Atâta. Nu se spune mai departe. Acum, există trei trepte ale aceleiași preoții. Este treapta episcopatului, astăzi, apoi treapta prezbiterilor, a preoților, și apoi a diaconilor. Atâta există. Trei trepte. Și prima treaptă, episcopul. Pavel îi scrie lui Timotei, care era episcop, îi spune așa: Nu fii nepăsător față de harul care este în tine, întru tine, care ți s-a dat prin prorocie, prin punerea mâinilor mai marilor preoților. 1 Timotei 4:14. E bine chiar să vă notați 1 Timotei 4:14, pentru că acest citat este foarte important, pentru că arată că hirotonia, deci că preoția, episcopatul și așa mai departe, se făcea printr-un act special numit hirotonie sau punerea mâinilor. Deci 1 Timotei, prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 14. Mai citim o dată pentru stabilirea bine a informațiilor. Zice: Nu fi nepăsător față de harul care este în tine. Deci vedeți că acest har, dacă nu e lucrat, rămâne nelucrat. Dacă preotul se lenevește să lucreze turma, să lucreze mântuirea oamenilor, să meargă din casă în casă, cum ar fi să meargă preotul din casă în casă, să le vorbească credincioșilor, în parohia lui sau să vină, de exemplu, să vină preotul la mine: Părinte, am venit, frate, ca să-ți vorbesc despre Hristos. Hai, domne, mai lasă-mă pace, domne. Nu vezi, domne, că am treabă, am copii, n-am spălat rufele. Ce popa, cea mai bine. Să încerc bani, nu? Așa. Adică mentalitatea de astăzi, a lumii. Dar, în același timp, și preotul trebuie să insiste. Nu-i nimic. Am mai dat afară pe ușă, intru pe fereastră. Se întâmplă. Așa. Ca să propovăduiască Evanghelia. Nu? Ăsta e rolul preotului, să propovădească Evanghelia. Preotul vine astăzi în casele creștinilor, în România cel puțin, de două ori pe an. O dată de bobotează și o dată de Crăciun, ca să le sfințească casele, așa. Și atunci omul se mai uită pe fereastră să vadă, să se uită să vadă: Aoleu, vine popa, băi, banii, ia vezi, ai banii pregătiți, e curat în casă, e aoleu, da. Așa, da, am venit, ia banii, gata, am rezolvat-o și cu Dumnezeu. Ăsta în cazul în care mai e creștin. Că dacă nu mai e nici creștin, deja scrie pe ușă: Nu primim popi, colindători. Colindători primesc. Nu, era unul care scria: Nu primim cu sorcova, popi,
colindători, cerșetori, așa, adică era o listă așa foarte... Adică, pentru că s-a ajuns, de fapt, la o stare a ateismului. Asta trăim. Oamenii în România îndreaptă foarte mult pe ateism. Asta este o realitate. Pentru că li se dă foarte multe ocazii să meargă spre ateism, pentru că n-au exemple bune. Nu erau exemple. Astea în România nu sunt exemple. Printre schimbarea asta de viață, de la comunism la... Zice, s-a aprins și mai mult din nou harul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Deci spune clar că Pavel și-a pus mâinile peste el și a transmis harul preoției asupra lui să fie episcop, l-a așezat episcop în cetatea respectivă ca să propovăduiască, să așeze și el la rândul lui preoți, să hirotonească preoți care să conducă pe calea mântuirii pe credincioșii creștini. Așa. Mai departe, zice, de asemenea, zice următorul lucru foarte important. Preoții care țin bine drăgătoria, deci cei care calitatea preoțească o țin bine, adică își fac treaba cum trebuie, cresc harul lui Dumnezeu, da? Să se învrednicească de îndoită cinste. De îndoită cinste. Deci, cinstea care se dă unui preot care și lucrează harul lui Dumnezeu, trebuie să fie îndoită, dublă, zice. Mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul, deci care propovăduiesc, vorbesc, da? Și cu învățătura. Cei care se ostenesc cu, să învețe pe credincioși cu cuvântul și cu învățătura, zice, să aibă îndoită cinste. Pentru că Scriptura zice, să nu lești gura boului care trăieră. Și vrednic este lucrătorul de plata sa. Deci este vrednic de, să-i se acorde mult mai mare cinste preotului care propovăduiește, vorbește, catehizează poporul, învață poporul, face liturghie, se luptă ca să-i aducă pe oameni pe calea mântuirii, spovedește și așa mai departe. Da. Deci iată că prin punerea mâinilor, așa, adică cuvântul în limba greacă este hirotonos, da, hirotonia, da, sau hirotesia, hirotonia, punerea mâinilor. Da? Se transmitea harul acesta al puterii slujitoare a preotului. Așa. Preoții, așa, de exemplu, avem la Iacov, capitolul 5, versetul 14. Capitolul 5, versetul 14. Se spune așa. Ați văzut, da? Capitolul 5, versetul 14. Aici. Este cineva bolnav între voi? De ce cineva bolnav între voi? Să cheme preoții bisericii. Și să se roage pentru el ungându-l cu îndelemn în numele Domnului. Deci, iată ce vedem aici. Că prezbiterii săvârșeau slujbele sfinte ale bisericii. Sfântul Maslu, exact. Bravo, Ionel, așa este. Chiar Sfântul Maslu. În biserica primară puteau fi mai mulți prezbiteri în aceeași comunitate, în timp ce era numit un singur episcop pentru o cetate și regiune în jurul ei. Așa. În capitolul 21 la Faptele Apostolilor se relatează că atunci când Sfântul Pavel s-a întors la Ierusalim după a treia călătorie apostolică, l-a vizitat pe Sfântul Iacov. Au venit toți prezbiterii, deci toți preoții, da? Ceea ce înseamnă că alcătuia o treaptă bisericească specială. Deci nu erau la un loc cu ceilalți credincioși, erau prezbiterii care erau ca apostolii în teren să propovăduiască Evanghelia, să facă Sfânta Taina a liturghiei, botezuri și așa mai departe. Ei au repetat în auzul lui Pavel hotărârile sinodului apostolic. Deja fusese și primul sinod. Știți când a fost primul sinod din biserică? La anul 50 și... Mai țineți minte? Au făcut sinod. Primul sinod. S-au adunat toți apostolii, toți prezbiterii, toți episcopii și au făcut sinod pentru că era o problemă atunci. Era o problemă reală. Acum noi nu mai vedem ca pe o problemă. Atunci era o problemă. Nu se știa dacă cei care urmau a fi botezați, păgânii, care urmau a fi botezați, dacă trebuie să fie circumscriși. Adică să fie tăiați la prepuț.
așa cum era obiceiul musulmani. La evrei. De fapt și musulmani au preluat obiceiul de la evrei. Și nu știau dacă trebuie să facă asta sau nu, pentru că asta era legământul lui Dumnezeu cu Moise. Și Sfinții Apostoli au spus că nu mai e nevoie. Că nu mai există o tăiere împrejur, nu mai are rost. Dar era legea umbrii celei vechi. Umbra legii celei vechi. Nu mai este. Acum noi avem pe însuși Dumnezeu. Avem pe Mirele Ceresc, avem Sfânta Împărtășanie, avem Sfântul Botez. Nu mai e nevoie să mai e de legământul Vechiului Testament. Nu mai e nevoie să te duci la templu ca să te mântuiești. Trebuie să fii în Biserica lui Hristos ca să te mântuiești. Așa. De aceea s-a făcut... Și după aia, problema cu animalele spurcate, animalele necurate, că știți că evreii aveau această chestiune că erau cele cu copita despicată, nu mâncau, că le considerau animale spurcate, știți? Și atunci Dumnezeu a rânduit, Duhul Sfânt le-a spus că nu mai există animal spurcat, animal necurat, nici neamuri spurcate. Nici spurcăciune, femeia la necurăție. Știți că e asta, că femeia dacă are recurgerea lunară, va e spurcată să nu intre în biserică. Asta e o prostie. Femeia poate să intre în biserică când are perioada lunară. Ce nu face este, nu se împărtășește. De ce nu se împărtășește? Pentru că scurgerea de sânge, să nu... Deci e totuși o scurgere, o ieșire din organism. Dacă nu ne împărtășim dacă ne tăiem la mână. Deci, sau avem o scurgere de sânge, da, exact, nu ne împărtășim. De aceea nu ne împărtășim. Nu că femeia ar fi spurcată. De aceea femeia, când este la perioada lunară, intră în biserică, sărută Sfintele Icoane, dar nu se împărtășește. Asta e singura diferență. Femeia care nu este la ciclu se și împărtășește. Să se sărută Sfintele Moaște, să stea la rugăciuni, bineînțeles. Bineînțeles, nu există o astfel de opreliște. Și o astfel de opreliște este, de fapt, o înțelegere vechi testamentară. De ce? Noi ținem, vai, femeia la ciclu să nu intre în biserică. Dar cele grele ale legii, cum spune Hristos, adică dragostea față de Hristos o avem, ne împărtășim noi în fiecare duminică, așa, la biserică, suntem noi în rugăciune, facem noi, ne spovedim curat mereu, avem duhovnic și zicem, adică vedeți cum oamenii țin una, alea care sunt tipica și alea care sunt cele mai importante, alea nici nu se cunosc. Nu se cunoaște că un creștin ortodox trebuie să se împărtășească în fiecare duminică, fie că e femeie, fie că e bărbat, fie că e copil. Că prin asta, prin a te împărtăși duminică de duminică la biserică, arăți că ești creștin. Dacă trei duminici cineva care lipsește trei duminici la rând de la biserică, deci trei duminici dacă lipsești, canonul spune, cine a lipsit trei duminici și nu s-a împărtășit, deci nu s-a împărtășit, să se afurisească. Auziți cât de grav e? Deci, noi avem obligația să ne împărtășim. Să fim la masa, la cina cea de taină, la frângerea pâinii. Ați auzit când spunem să luăm aminte Sfintele Sfinților. Și Sfintele Sfinților, adică Sfintele care sunt pâinea și vinul, se dau Sfinților, adică vouă. Și voi ce răspundeți prin strană, adică cântărețul, ce răspunde? Unul este Sfânt, unul este Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Deci, cu alte cuvinte, e ca un preot spune, Sfintele, luați-le voi Sfinților. Și noi poporul zice, păi unul e Sfânt. Unul e Domnul Iisus Hristos, unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, sunt o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Deci, poate cuvinte, noi nu suntem sfinți. Și atunci, cum de suntem numiți sfinți? Deși nu suntem sfinți, de ce suntem numiți sfinți? Ne botezăm. Exact. Prin botez, prin Harul lui Dumnezeu, prin participarea noastră la sfințenie, noi devenim sfinți prin participare, nu prin merit. Sfânta Împărtășanie nu este un cadou de bună purtare pentru creștin. Vai, părinte, am postit toate posturile, sunt un bun creștin, n-am dat în cap la nimeni, n-am înșelat pe nimeni, deci pot să mă împărtășesc. Nu! Sfânta Împărtășanie este ca să este pâinea această ființă care să te țină în viața aceasta. Deci, iată, prezbiterii săvârșeau slujbele sfinte ale bisericii. În biserica primară puteau fi mai mulți prezbiteri. În schelele apostolice, denumirea de episcop și preot nu se disting. Nu este o distinție clară între aceste denumiri. Deci se vorbește despre prezbiterii bisericii de foarte multe ori. Și uitați, de exemplu, foarte important la fapte,
apare o predică a unui apostol care spune drept aceea la fapte 20 cu 28, care spune așa: drept aceea luați aminte de voi înșivă, deci iară se referă la preot, și de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi preoți, episcop, preoți, prezbiteri, da? Ca să păstorați, să păstrați biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu scump sângele său. Deci, cu alte cuvinte, cinstea preoției nu mi se acordă mie că vreau eu. Eu vreau să fiu, Duhul Sfânt te pune în te așează în cinstea aceasta. Duhul Sfânt te face păstor al bisericii. Apoi tu trebuie să-ți păstrezi această vrednicie. Preotul să-și facă temele, adică... Exact, dar Duhul Sfânt te așează exact în preoție. Popa, băie, ce e? Bă, popa e mai șmecher ca mine. Băi, am mai mulți bani ca popa, băie. Popa să asculte de mine. Îi fac și biserică, îl îmbrac în aur pe popa, zic unii. Nu? Așa. Unele, așa. Pe altul ce zice? Ce, băi, cum adică? Păi, dar ce să ascult eu de popa? Că popa e mai păcătos ca mine, băi. Că popa trebuie să facă mai mult decât fac eu. Deci vedeți cum oamenii, de fapt, ce se întâmplă cu oamenii? Nu-și dau seama că, de fapt, ceea ce... Deci preotului ce îi se cere în plus față de credincios? Să păstorească biserica lui Dumnezeu și răspunde de sufletele tuturor. Deci răspunde de fiecare suflet în parte care se spovedește la el. De-aia este prezent mereu, părinte, spovedanie, cutare, e prezent în viața tuturor creștinilor. Trebuie să meargă acasă, trebuie să propovăduiască, trebuie să facă propovăduire cu timp și fără timp. Să meargă la oameni, să le propovăduiască, să le facă slujbe, să fie mereu, fără să aștepte înapoi bani și foloase materiale, în schimbul... Și asta se pune pe net. Așa. Da, deci fără să accepte lucrurile acestea. E, vă dați seama, da, că se întâmplă următorul fenomen. Credinciosul, botezatul, adică prin botez, prin virtutea botezului credincios, că poate să nu creadă nici în existența lui Iisus Hristos, dar cumva el se vede ca fiind ceva diferit de, adică cumva popa e cu biserica. Popa e cu biserica, eu n-am nicio treabă, eu mă duc acolo ca un client la un magazin. Știți că asta e mentalitatea în România. Adică eu vin acolo ca un client la magazin, părinte, cât mă costă, uite, am nevoie să-mi faci slujba să mă simt bine, că mă doare un junghi în spate, mă doare capul și așa, uite, să-mi citești o rugăciune, un descânt, cum spunea cineva mie, părinte, descântați și mie. Zic, domne, mergi la vrăjitor, că eu sunt preot, nu există descânt. Preotul numai se roagă și are harul Duhului Sfânt. Știți că eu de la hirotonie, din momentul hirotoniei, eu simt o putere în mâna dreaptă, ca o energie. Ca o putere, o putere, o energie în mâna dreaptă, care o simt tot timpul din momentul hirotoniei mele ca preot. Am înțeles că episcopul simte și în mâna stângă această putere, pentru că el are puterea de a hirotoni preoți. Preotul nu poate hirotoni preoți.